Și am citit în seara aceasta un cuvânt despre prorocul Iona. Este un text foarte, foarte mare, foarte lung. Știu că era o scriere literară când eram la liceu, care tot așa cu un scriitor român a scris o carte tot cu Iona. Și atunci, la ora de limba română, profesorul ne-a citit-o de la capăt, la început până la coadă, tot textul. Bineînțeles că acolo nu era vorba despre Dumnezeu sau despre ceea ce este scris aici. Era scriitorul respectiv, vrea să-și arate alte puncte de vedere, cu totul departe de orice fel de apropiere de Dumnezeu. Dar am citit-o și mi-aduc aminte și în ziua de astăzi. Am citit cartea aceasta lui Ion. Știu ce mai mi-aduc aminte, că omul acela, profesorul acela, a cerut ca cineva să-i aducă o Biblie ca să o poată citi și că a specificat el să nu cumva să-mi aduce o Biblie de-a pocăiților. Vrea neapărat o Biblie a ortodoxilor, că se gândea el cu pocăiții să rătăciți și că nu cumva să citească ceva greșit, care să nu fie conform cu adevăr. Ei, cartea aceasta și avem noi, știm cu toții că la urmă și are originea tot într-un fost preot ortodox, Dumitru Cornilescu, care a făcut traducerea aceasta, pe care Biserica Ortodoxă a ajuns să nu-l mai recunoască, să se leapă de el. Și ce important, dacă te uiți cu deamănuntul, prea puține diferențe între Biblia noastră și Biblia Ortodoxă. Și nici n-ar trebui să fie deloc. Ar trebui ca Biblia să fie Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu este același pentru toți. Dar, vedeți, dumneavoastră, chiar citind în Biblia Ortodoxă, cel ce vrea să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, să se întoarcă la Dumnezeu, găsește cuvântul esențial, găsește și acolo. Iona, acest proroc, numit proroc mic al Vechiului Testament, aș vrea să vă spun că a trăit un pic, și a avut activitatea aceasta profetică, un pic după moartea prorocului Elisei, pe timpul unui împărat din Israel, care se numea Ieroboam al doilea, dacă nu mă înșel, era din dinastia lui Iehu. Vă aduceți aminte că Iehu, după ce au nimicit toți prorocii lui Baal, totuși s-a oprit la un lucru. N-a nimicit închinarea la cei viței de la unul era la Betel și unul în altă parte. Israel niciodată nu s-a mai lepădat de acești idoli. Ei ziceau, ăștia întruchipează pe Dumnezeu. N-au mai putut. Știți de ce? Era prea mare ispita. Trebuia să aibă credință mare ca să nu să închine la idoli aceia. Și idolii aceia erau propovăduiți, erau împinși în față de înșiși împăraților. Măi, se gândeau ei, dacă poporul acesta se duce la Ierusalim, unde e casa lui Dumnezeu, unde e templu, și care Ierusalim e în afara împărăției noastre, pe bineînțeles că împărăția noastră nu mai poate dăinui. Măcar că la Ieroboam Dumnezeu i-a promis, o să-ți fac un nume și o împărăție mare, ca și a lui David. Problema e că Ieroboam n-a crezut pe Dumnezeu și i-a plăcut mai bine să se bazeze pe sfătuitorii lui și i-a zis, măi, Ieroboam trebuie să-ți faci aici niște înlocuitori ai templului. Și au făcut doi viței de aur și oamenii mergeau și se închinau la viței pe aia de aur. Până ce Israel a fost distrus și dus în robie, niciun împărat nu s-a mai pocăit în așa fel încât să se lepede de viței aceia de aur. Viței aceia de aur au fost duși de acolo numai atunci când a venit împăratul Asiriei și a nimicit toată țara și a dus pe Israel în robie. Atunci au luat și viței de aur și s-au folosit ei și nu știu ce, au fi făcut unealte din ei. Vedeți dumneavoastră, s-a ajuns poate și unele ramuri ale bisericii creștine care a introdus lucruri păgâne în interiorul ei și, din păcate, nu se mai leapă de ele. Zic că fac parte din tradiția lor și măcar că sunt contradicție clară față de Cuvântul lui Dumnezeu, nu mai pot să se leapă de ele.
Într-o vreme ca și aceasta în care viței diavolului erau acolo, Iona prorocește pe timpul lui Ierobam al doilea și ce prorocește să se întâmplă. El prorocește atunci că Dumnezeu le va da biruință și Ierobam acesta al doilea merge și are biruință după biruință împotriva sirienilor. Pe vremea lui, de fapt, țara a avut prosperitate. După cuvântul pe care Elisei îl spusese împăratului de atunci, vă aduceți aminte, Elisei, împăratul s-a dus la Elisei, care era pe moarte și a zis împăratului Ioas, de atunci, ia-s arcul cu săgeți și trage în pământ. Ăsta a luat și a tras de trei ori. Să știi că vei avea biruința asupra sirienilor de trei ori. Dacă ai fi tras mai mult, i-ai fi bătut până i-ai fi nimicit. Și fiul acestui împărat, Ioasa, a avut și el biruință asupra sirienilor. Iosua le prorocește că vor avea biruință, se duc și au biruință. Măcar că viței, iau, idolile erau tot acolo la Betel și nu se lepădaseră de ei. De urmă se întâmplă un lucru nemaipomenit. Un lucru mare care Dumnezeu îi cere lui Iona. Scoală-te și du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Toată lumea cunoștea de atunci Ninive. Și în istorie, mi-aduc aminte la când făceam istorie în clasele mai mici, ne spunea profesorul că acești împărați ai Asiriei erau recunoscuți în toată regiunea pentru cruzimea lor, pentru răutatea lor. Ninive era o cetate a păcatului, o cetate a răutății. Era un loc în care n-ai fi vrut să te duci. Și era un loc pe care toată lumea o împărăție pe care toată lumea ar fi dorit-o să vadă nimicită. Și Iona ar fi vrut să vadă Ninive, cetatea aceasta, nimicită. Unde se află Ninive în ziua de astăzi este doar niște dărâmături, este în Irak, în țara Irak din vremea noastră, pe undeva pe lângă o localitate, Mosul, care mai era ascultat pe la știri, poate ați auzit vorbindu-se despre război în locul acela. Pe acolo se afla Ninive, au mai rămas doar niște dărâmături în vremea de astăzi. Deci pe cetatea aceasta, în mod ciudat, am spune noi, Dumnezeu vrea să-i mai dea o șansă. Deci, cum v-am spus, doar observați despre acest proroc, despre Iona. Ce a spus el în Israel, prorocia lui s-a împlinit. Israel a avut biruință. A fost Iona un proroc adevărat sau un proroc fals? Un proroc adevărat, nu? Dar să țineți minte, la sfârșit o să vedeți că ce prorocește Iona nu se mai împlinește. Zice 40 de zile și Ninive va fi nimicită. El nu a zis, măi, mai aveți o șansă, măi, poate dacă faceți țara scăpați. Nu a zis, 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și nu s-a împlinit. Să știți că din cauza asta, Iona nu este un proroc mincinos. Numai că Dumnezeu când vestește răul, nenorocirea, peste vreo țară, peste vreun popor sau peste vreo persoană, totdeauna îl vestește cu scopul acesta să-i mai dai o șansă. Să-i mai dai o șansă să se pocăiască. Când Dumnezeu vrea să nimicească pe cineva direct, nu-i mai zice pocăiește-te, nu-i mai zice, nu-i mai dă de știre, vezi că te așteaptă nimicirea. Deci, dacă este vreun proroc și prorocește răul și nu se împlinește, să nu-l socotim imediat ca și proroc mincinos, fiindcă poate că se întâmplă uneori că nu se împlinește dacă se pocăiesc oamenii. Dacă se întorc înapoi, dacă cred în Dumnezeu, atunci prorocul respectiv nu neapărat. Când prorocește de bine și nu se împlinește, atunci se poate pune un semn de întrebare. Dar Ion a fost unul dintre prorocii care a prorocit și nu s-a împlinit din cauza că oamenii în perioada respectivă s-au pocăit. Ninive era o cetate și am putea spune, poate în vremea aceea, una dintre cele mai mari cetăți care existau nu doar în zona aceea, ci în toată lumea cunoscută de atunci. După ce m-am interesat un pic, am citit despre
despre cetatea aceasta. A ajuns să fie una dintre cetățile cele mai mari. Și se pare că în timpul lui Sanherib a ajuns la apogeu, undeva la apogeu, să fie cea mai vestită cetate a lumii antice de atunci. Vă aduceți aminte de acel împărat Sanherib, care pe vremea lui Ezechia a venit să cucerească Ierusalimul și care s-a dus înapoi rușinat, fiindcă într-o noapte un înger al Domnului a ucis 180.000 din ostașii lui. S-a dus înapoi în țara lui și acolo a fost ucis de însăși fiul. Ei, Sanherib acesta a dus Ninive la apogeu. Aici eram un pic, suntem un pic înainte de Sanherib, dar totuși Ninive era o cetate foarte mare. Ne spune aici Cuvântul lui Dumnezeu că era o cetate în care puteai, ca să ajungi dintr-un capăt în celălalt, trebuia o călătorie de 3 zile. Cât înseamnă asta, o călătorie de 3 zile? Ei, eu știu că acolo, noi locuiam într-un sat, se numea Beugiu, ca să mergem la oraș, erau vreo 17 km și îmi spuneau părinții mei, bunicii, că pe vremuri făceau drumul ăsta pe jos. Și îl făceau des, că orică oamenii pe vremuri n-aveau așa mulți bani să-și plătească autobuz, orică nu erau autobuze deloc, mergeau pe jos, la târg, la cumpărături. Le lua cam 5-6 ore să facă drumul acesta pe jos. Deci, într-o zi de călătorie, ar fi putut face cam 30 de kilometri, aproximativ. 3 zile, să vă imaginați și cetatea aceasta, Ninive, că o să străbuiască 100 de kilometri aproape să mergi dintr-un capăt al ei până la celălalt. Ar fi trebuit tot Montrealul și cu împrejurimile ei. O cetate foarte mare. Erau doar 120.000 de locuitori acolo și probabil că nu erau chiar așa îngrămăniți cât suntem noi acum în Montreal, fiindcă densitatea de locuitori este mult mai mare aici. Știți istoria lui Iona și a rămas celebru prin faptul că s-a împotrivit lui Dumnezeu. După ce Dumnezeu îi spune lui Iona, ia și du-te, Iona nu vroia ca acest popor, se gândea în sinea lui, probabil, mă gândesc că se gândea că Dumnezeu vrea să le mai dea o șansă de scăpare și spera că Dumnezeu să-l nimicească cu adevărat. Și Iona se ia și se duce în sens opus. Crede el, un pic naiv, departe de fața Domnului. Am putea spune că nu prea a citit toată Scriptura, toată Biblia, nu i-a intrat bine în minte. Dacă citiți în Psalmul 139, scrie acolo, oare unde mă pot duce departe de fața Domnului? Unde mă pot ascunde? Este vreun loc în care ne putem ascunde de Dumnezeu? Și în adâncul Pământului, și în punctul cel mai îndepărtat al cosmosului. Dumnezeu care a făcut lumea aceasta te poate găsi oriunde te duci, te poate. Iona n-avea chiar credința aceasta. Iona gândea, Dumnezeu este peste Israel, peste Ierusalim, peste locul acesta pe care îl cunosc eu, dar dacă mă duc de aici, o să mă lase în pace. Dumnezeu nu se mai atinge de mine, mă lasă în pace și Ninive ajunge sub prăpăd, ajunge nimicită. Titlul predicii pe care l-am pus eu în seara aceasta ar fi următorul. Neascultare și pedeapsă, pocăință și iertare. Iona alege să nu asculte de Cuvântul lui Dumnezeu. Și o sfârșește rău. Vă aduceți aminte că așa de îndărătnic a fost Iona că după ce vine furtuna aceea mare și marinarii aceia își dau seama că nu-i ceva curat la mijloc, ei nu mai văzuseră așa ceva, era furtuna probabil neobișnuit de mare pentru timpul acela și pentru locul acela. Își aruncă toate uneltele în mare și se roagă fiecare la Dumnezeul lui. Își dă seama că aici numai Dumnezeu mai poate scăpa. Văd că Iona e nepăsător, că nu-i pasă. Se duc și el, nu vezi, nu-ți pasă că pierim, cheamă și tu pe Dumnezeul tău. Și Iona nici gând. Nu scrie aici că Iona s-ar fi dus să se roage. S-a dus el și-a îndreptat fața departe de Dumnezeu și nu se mai rugă. Atunci au zis, haideți voi să vedem, aici e ceva divinitate care e în urma noastră.
oamenii aceia și-au dat seama că Dumnezeu, ei se închinau la Dumnezei străini, dar ei și-au dat seama că Dumnezeu este pe urmele lor. Și o tras la sor să vadă din pricina cui cine o păcătuit. Și sorțul cade pe Iona. Îl întreabă, ce-i cu tine? Spune-ne, ce s-a întâmplat? Atunci Iona le spune, sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeu cerurilor care a făcut marea și uscatul. Ce spunea Iona era doar parțial adevărat. Că Dumnezeu care a făcut marea și uscatul era Dumnezeul lui. Dacă se teme de el, asta era doar un adevăr parțial. Dacă s-ar fi temut cu adevărat de Dumnezeu, ar fi făcut ce ar fi poruncit Dumnezeu. Oamenii s-au temut când au auzit că Iona are ca și Dumnezeu, tocmai pe Dumnezeu care a făcut marea și uscatul. Și știau că fuge de fața Domnului. Ce să-ți facem, i-au zis ei, luați-mă, aducați-mă mare. Măi, chiar așa? Dar nu poți să te pocăiești, nu poți să te căiești. Și un prim lucru ce ne învățăm de aici, nu aștepta până mânia lui Dumnezeu se dezlănțuie. Pocăiește-te, căiește-te înainte. Neascultarea aduce pedeapsă. Vreau să vă spun doar o scurtă întâmplare. A fost din viața mea, a fost, nu este un lucru mare, dar o întâmplare pe care mi-aduc aminte și în ziua de astăzi. Am fost și eu într-o zi, după ce m-am botezat, m-am întors la Dumnezeu, mi s-a întâmplat că într-o zi eram și eu cu un gând din ăsta ca așa lui Iona. Cu gândul să mă îndepărtez de Dumnezeu, nemulțumit de ce mi se întâmplase și drept să vă spun, nici nu mai aduc aminte despre ce era vorba. Astea erau doar detalii, dar eram cam nemulțumit de hotărârile Domnului și eram și eu cu gândul ăsta lui Iona. Mă ziceam, voi mai rău și cu biserica de acum, că văd că Dumnezeu nu prea mă ascultă și nu prea îmi place de hotărârile cele ia. Ne-am dus, era într-o vară, oseam, cosisem, să strânsesem fân pe chiar acolo vreo 3 săptămâni și ne-am dus într-o sâmbătă pe la miaz cu un tractor, plătise tata să vină un om cu tractor, plătise alți oameni să-l ajute. Avea un cărucior din ăla așa, așa foarte mare și puteai să pui o cantitate foarte mare, uriașă de fân după el. Și ne-am dus, am încărcat și am pus tot fânul acolo. Când era aproape tot pus, s-a răsturnat tot, n-a mai rămas. Am început de la cap, am încărcat iar și am încărcat și am pornit de acolo. Era un drum, trebuia să mergi pe dealuri, era un drum foarte accidentat, era un drum greu de ajuns acolo. Și noi doar cât am făcut vreo jumătate de kilometru și iarăși fânul nostru s-a răsturnat cu totul. Cu totul, oamenii care ne veniseră în ajutor au găsit tot felul de scuze și s-au dus tot cât de unul. Am rămas doar eu cu tata și cu proprietarul tractorului, am mai încărcat din nou. Și eram istoriți de-a dreptul, că era, cum a spus, o cantitate enormă de până am pornit din nou. Și am mai mers vreo 200 de metri și iarăși am început să... Era uscat fânul acela și a alunecat aproape din nou să atingă pământul. Și tata și omul acela nu erau oameni pocăiți, băuseră. Și au zis unul către altul, măi, dacă se răstoarnă aici, ne dăm foc și ne scăpăm de el, cum au mai făcut și alții. De ce să facem acum? Ce nu mai putem sta aici toată noaptea să lucrăm? M-a speriat. Și de ce m-a speriat? Pentru că eu lucrasem toată vara ca să strâng pânul acela și acum oamenii ăștia erau gata să-i dea foc. Deci mi-a venit inima la loc, mi-a părut rău, m-am gândit că Dumnezeu vrea cumva să-mi vorbească prin lucrul acesta. M-am pocăit înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, te rog, ajută-ne. Și când te pocăiești, Dumnezeu ajută. Măcar că fânul acela aproape atingea pământul, era o cantitate mare. Era teren accidentat. Am ajuns cu el până acasă, așa. Nu s-a mai răsturnat. Ce învățăm de aici, sfatul ce vi l-aș da și eu, dacă treceți prin încercări, dacă nu mergeți până acolo, dacă cumva ajunge să vă răzvrătiți, să nu vă convină hotărârile Domnului din viața dumneavoastră, nu mergeți până unde a mers Iona, pocăiți-vă, căiți-vă înainte. Dumnezeu totdeauna are ultimul cuvânt.
Și Dumnezeu a avut ultimul cuvânt și în cazul lui Iona. Iona s-a pocăit până la urmă. Iona i-a părut rău când a ascultat pe Dumnezeu. Dar a mers până acolo, în burta peșterului. Vorbind de burta peșterului, să știți că mulți oameni de știință critică, mulți oameni geografi, istorici, biologi, critică cartea aceasta și spun că nu e adevărat cum să trăiască cineva în burta unui pește timp de 3 zile și 3 nopți. Se poate lucrul acesta? Eu vreau să spun că cred cuvântul lui Dumnezeu care este scris în cartea aceasta și mai ales că și însuși Domnul Iisus ne amintește de cartea aceasta și scrie undeva în Matei, dacă nu dau greș, în cartea lui Matei, în capitolul 12, spune acolo: un neam viclean și tracurvar cere un semn, dar nu-i se va da semn decât semnul prorocului Iona, că după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chipului, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Eu cred, fiindcă însuși Domnul Iisus adevărește lucrul acesta. Se poate. La Dumnezeu se poate. Vin unii și spun, nu sunt pești mari, așa de mari încât să înghit un om în... au spus la început în Marea Mediterană, dar totuși, până la urmă, au fost unii și au găsit că pe vremuri erau și cașaluți care se plimbau pe acolo. Și cașaluții sunt destul de mari ca să poată să înghidu, nu? Că sunt niște din rudenii cu balenele și sunt într-adevăr foarte mari. Deci, Dumnezeu poate să facă tot ce vrea, poate să împlinească orice lucru. Lui nu este nimic cu neputință. Iona a decis la întâi să n-asculte și Dumnezeu a trimis pedeapsa după el. Să știți că nici noi nu suntem stupiți. Când decidem să ne îndepărtăm de Dumnezeu, când decidem să mergem departe de fața Lui, are Dumnezeu autoritatea aceasta și poate să scoată nuiaua după noi. Vreau doar să vă citesc câteva cuvinte din Apocalipsa, din capitolul 3, și spune acolo, în versetul 19, Domnul Iisus spune bisericii din Laodiceea: eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Când ne mustră și ne pedepsește Dumnezeu, când avem tendința aceasta să o lăsăm mai moale cu pocăința, cu casa Domnului, să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Dumnezeu a decis să mustre, să pedepsească și pe Iona în cazul acesta, și n-a mers până acolo încât să-l nimicească. Iona a ajuns în pântecele peștelui. Cetatea Ninive a fost într-o stare de neascultare gravă, de îndepărtare foarte mare față de voia lui Dumnezeu. Dumnezeu a luat o hotărâre în dreptul ei. Hotărârea lui Dumnezeu era aspră, nimicirea. Credeți că dacă nu se pocăiau, n-ar fi putut Dumnezeu să nimicească cetatea aceasta? Eu cred că ar fi putut nimicică exact ca și Sodoma și Gomora. Eu cred că îi aștepta aceeași soartă, dacă nu se pocăiau, dacă nu se întorceau la Dumnezeu. Poporul evreu a avut parte de chemarea Domnului Iisus la pocăință. Și nu s-au pocăit. Cei mai mulți nu s-au pocăit. Vreau să vă spun că la câțiva zeci de ani după ce Domnul Iisus a înălțat de acolo, poporul acesta a avut parte de nimicire și templu și ei ca și popor au fost nimiciți, împrăștiați pe data fața Pământului. Doar acum, în zilele din urmă, Dumnezeu le-a dat din nou țara și încerc tot mai mult să se întoarcă înapoi acasă. Neascultarea de Dumnezeu pe orice om îl duce la ruină, îl duce departe de fața Domnului, îl duce la moarte veșnică. Nu doar aici pe pământ, nu doar nimicire aici pe pământ, neascultarea de Dumnezeu ne duce la moarte și la iad. Iadul, focul veșnic ne așteaptă dacă noi ne întoarcem la Dumnezeu, dacă rămânem în această neascultare. Pedeapsa. Pentru cei din casa Domnului, vedem că Domnul Iisus spune, eu îi mustru și pedepsesc. Domnul încearcă să, când ne abatem,
nemustrășnie pedepsește să ne întoarcem înapoi. Nu scăpăm de pedeapsă. Și Domnul ne spune plin de dragoste că ne pedepsește ca și un tată cum își pedepsește copiii lui. El nu vrea ca să pierim odată cu lumea. A spus, deci, neascultarea aduce pedeapsă și în cazurile celor mai mulți, pedeapsa aceasta este o pedeapsă veșnică, este moartea veșnică, este iazul cel de foc. Ce se întâmplă atunci când omul se pocăiește? Chiar și oamenii cei mai răi, cetatea aceasta Ninive, erau niște oameni acolo vredniși de moarte din cauza răutății lor. Se lăudau, nu numai că ăștia, nu numai că făceau omoruri, crime, jafuri, violuri, se și lăudau cu ele. Se lăudau în felul acesta că au rămas în scrieri, tăblițe, până în ziua de astăzi au descoperit istoricii și arheologii măi și ziceau ce cruzi erau oamenii aceștia, câte răutate din partea lor și le scrieau acolo pe tăblițe. Făcutau cruzim și răutăți și alții, dar n-au mers până acolo încât să se laude cu ele, să le scrie pe tăblițe, că ăștia se lăudau cu ele. Și totuși, când au avut chemarea lui Iona la pocăință, ăștia se întorc. Ăștia se întorc spre Dumnezeu, ăștia le pare rău, ăștia le e frică de Dumnezeu. Și haide să vedem ce înseamnă să te pocăiești cu adevărat. Iona spune, întânjea sufletul în mine și mi-a adus aminte de Domnul. Deci, în primul rând, să te pocăiești înseamnă o schimbare a gândurilor, o schimbare a atitudinii. Până aici am dus așa, m-am gândit în felul acesta. De acum mă întorc 180 de grade. Al doilea rând, să te pocăiești înseamnă să te îndrepți spre Domnul. Iona spune, mi-am adus aminte de Domnul. Te îndrept spre Domnul și, spune Iona, rugăciunea mea a ajuns până la tine. Să te îndrept spre Domnul și să te rogi Domnului. Dacă până aici ai fost cu fața, te-ai îndreptat să te îndepărtezi de Domnul, de aici te îndrept spre Domnul. Să te pocăiești, să te înseamnă și, spune aici Iona, cei ce se lipesc de idol, li deșerți, îndepărtează îndurarea de la ei. Să te pocăiești înseamnă să te lași de idoli deșerți. Nu să mă apuc să țin o predică acum despre idol și să explic tot ce înseamnă idolul acestea deșerți. S-au ținut multe cuvântări, multe predici. Scrie în Cartea Sfântă ce înseamnă atâtea exemple de idol. Mai avem idol, mai Bodea și ziua de astăzi. Să ne pocăim înseamnă să-i lăsăm, să-i punem deoparte. Apoi, ne spune aici că despre oamenii aceștia din Ninive au crezut în Dumnezeu. Nu poți să te pocăiești dacă nu crezi în Dumnezeu. Când l-au văzut pe Iona și l-au ascultat strigând și vorbind, ăștia au crezut în mod miraculos aproape că vorbește din partea lui Dumnezeu. Imaginați-vă acum de dumneavoastră că ar veni Iona în cetatea aceasta a Morealului și ar începe să strige, să cheame la pocăință. Ce credeți că i-ar spune? L-ar bătjocori, iar să zice că e nebun, l-ar băta repede la ospiciu. Asta s-ar întâmpla ziua de astăzi. Mergeam. Știu că unde era biserica Saint Michel, nu aveam mașină, atunci mergeam pe metrou la biserică și într-o duminică era o femeie acolo, într-o stație de metro și striga cât o ținea gura mare, pocăiți-vă că Iisus revine în curând. Striga cât o ținea gura. Nu știu dacă au avut o științare de la Dumnezeu să vorbea în limba franceză. Și Dumnezeu a trimis-o să spună lucrul acesta, nu știu lucrurile, nici eu n-am întrebat-o. Dar n-am auzit nici pe unul să meargă să-i vorbească și să întrebe despre cine vorbește. Toți o priveau de departe cu dispreț. Lucrul acesta, deci,
oamenii aceștia, măcar că erau poate mai răi decât ce se întâmplă ziua de astăzi, s-au întors la Domnul. Deci au crezut odată pe Dumnezeu și au început și au vestit un post. S-au îmbrăcat cu saci. Un alt semn al pocăinței este postul. Credem pe Dumnezeu și începem și postim. De la cei mai mari până la cei mai mici. Vreau să vă spun că măcar că găsim de multe ori tot felul de motive să lăsăm postul la o parte. Bunici, bunica mea știu că postea mult, câteodată câte trei zile la oaltă. Pocăiții mai frații noștri care erau mai vechi în credință, câțiva ani în urmă, posteau foarte mult. Și ăsta e un semn al pocăinței. Un semn că oamenii, din cauza aceasta, vedeau, pe care îi vedeau așa că postez mai mult și dacă erau ortodoxi, zice, mă, tu faci ca pocăiții. Posteau mult și se rugau mult. Un alt semn al pocăinței noastre, uite, oamenii aceștia s-au îmbrăcat în saci. Modestia și neîmbrăcăminte. Sunt multe, chiar biserici creștine care au ales să umble în modestie, au ales cu toate femeile să umble, să aibă același tip de îmbrăcăminte, toți bărbații să aibă același tip de îmbrăcăminte. Nu e neapărat această regulă. Regula de bază ar fi modestia în îmbrăcăminte. Ne spune aici că până și împăratul, măcar că noi pe vremuri, dacă acum ăștia încântați și înfrumurați pe vremuri, ăștia împărații, se credeau Dumnezei de-a dreptul. Ziceau, eu sunt Dumnezeu pe pământ. Se închinau și le aduceau jertfe. Așa erau împărații pe vremuri. Ăsta a crezut că nu-i de glumă cu Dumnezeu și-a dat mantia jos, și-a luat sac, s-a pus în cenușă și-a dat poruncă ca și până și animalele să postească. 120.000 de oameni și nu știu câte animale aveau acolo, toți s-au pus pe post. Și Dumnezeu s-a uitat ce făceau ei. Poate că s-a uitat o zi, poate că s-a uitat două, poate că s-a uitat 40 de zile. Nu scrie Biblie dacă ăștia au postit chiar 40 de zile. Dar s-au postit, s-au căit, le-a părut rău. Și vreau să vă spun că lucrul acesta l-a mișcat pe Dumnezeu. I-a părut rău de răul pe care s-a hotărât să se le facă și nu l-a mai făcut. Pocăința noastră îl mișcă pe Dumnezeu. Dacă noi ne pocăim și credem în Dumnezeu și credem și în Domnul Iisus Hristos, nu numai că nu ne mai sortește la răul, la osândă, la judecata mare care așteaptă pe toată lumea, mai mult decât atât, ni s-o codește neprihăniți prin Iisus Hristos. Trebuie să ne întoarcem din nou la Domnul. Trebuie din nou să ne pocăim. Cuvântul Domnului spune tot în Apocalipsa, în capitolul 3, fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Domnul îi băga de vină acestei biserici că nu-i nici rece, nici în clopot. Te sfătuie să pun că de la mine au curățat prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele, să nu ți se vadă rușinea goliciunii. Ne întrebăm, sunt mulți care spun biserica aceasta poate că nu e într-o stare potrivită, că ar trebui să fie într-o stare mai aproape de Domnul, că ar trebui să dragostea s-a răcit, că nelegiuia se înmulțește. Și poate se înmulțește în tot mai multe biserici. Dar este doar o soluție. Să ascultăm de cine spune cuvântul Domnului. Fii plin de râvnă și pocăiește-te. N-are rost să vorbim nici pe unul, nici pe altul, n-are rost să vorbim de rău nici împotriva nimănui. Haideți să încercăm fiecare în dreptul nostru să fim plini de râvnă, să ne pocăim. Și atunci Dumnezeu va face din biserica noastră, va putea să lucreze după voia Lui. Aș vrea să
termin aici și să termin prin a vă citi cuvântul acesta pe care Domnul îi spune în versetul 21 din Apocalipsa. Celui ce va birui, îi voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Domnul să ne dea biruință la toți. Amin. Preamărit să fie Domnul. Amin. Frați și surori, vă mărturisesc și, de fapt, cred că v-am mai spus lucrul acesta. Prefer predicatorul fie să se ducă până la ora de final, fie să cumva să le potrivească, să rămână timp și pentru al doilea predicator, nu pentru că țin neapărat eu să predic. Poate sună foarte ciudat ce vă spun, dar când îți mai rămân 12 minute, ai simțit nevoia să-i provoci pe frați la rugăciunea finală, dar sunt unii care spun, frate, cum de ai tăiat așa scurt, ai fost supărat, de ce n-ai mai vorbit? Situația este un pic sensibilă. În timpul rămas, totuși, o să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din cuvântul care a fost citit. Mă gândisem la început că dacă nu sunt cântări, să citesc un al doilea pasaj, să recitesc pasajul pe care l-am folosit sau trebuia să-l folosim duminică seara și pe care nu l-am folosit, dar rămân la cuvântul pe care l-am citit în seara aceasta, un cuvânt deosebit de bogat. Cartea aceasta, măcar că este o carte mică, are lecții mari pentru noi. M-am uitat la cartea aceasta și am constatat că s-au pocăit corăbierii care mergeau cu corabia spre Tars, s-au pocăit și locuitorii cetății Ninive și până la urmă și cu foarte mare greutate s-a pocăit și omul lui Dumnezeu. Aș vrea să le iau pe rând aceste trei experiențe. Știți că Iona pornește spre Tars, a spus, și Dumnezeu dezlănțuie o furtună ca să culme călătoria aceasta inutilă a slujitorului său. Și în timp ce corăbierii, oamenii aceia păgâni, se puneau fiecare să strige către Dumnezeul lui, Iona se duce în adâncul corăbiei, caută un loc mai liniștit și se pune pe o parte să se culce. Când este furtună, este foarte nepotrivit pentru un om al lui Dumnezeu să se pună să se culce. El ar trebui să se roage, dar nu face lucrul ăsta. Cârmaciul vine la el, îl trezește și îl întreabă, de ce dormi? Scoală-te și strigă și tu la Dumnezeul tău. Ei strigau deja de ceva vreme, fiecare la Dumnezeul lui și nu aveau niciun rezultat. Și pentru că Iona este provocat, vine și el pe punte, recunoaște că este evreu, că fuge de Dumnezeu, că se teme de Dumnezeu, fuge de Dumnezeu și că furtuna aceea el știe sigur că e din cauza lui. Ce am putea să facem noi, au întrebat oamenii aceia. Și Iona le spune, aruncați-mă în mare și furia mării, furtuna se va potoli față de voi. Oamenii aceștia n-au avut o altă soluție decât să-l arunce pe Iona în mare. Și știți, furtuna se potolește, vine peștele acela mare și îl înghite pe Iona. Și când corăbierii au văzut că, într-adevăr, lucrul ăsta s-a întâmplat exact cum le-a spus Iona mai dinainte, citim în finalul capitolului 1 că pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și au făcut juruințe. Au uitat de Dumnezeii lor pentru că au găsit pe unul care, într-adevăr, are puterea să potolească furtuna. Slăvit să fie Domnul! Amin. Sigur că ați putea să îmi reproșați, să spuneți, frate, nu se vorbește despre pocăință. Știți, câteodată este pocăința dovedită prin fapte că dacă e doar de pe vârful buzelor, nu ajută la nimic. Dacă ăștia ziceau, ne pocăim, lucrurile probabil că nu se schimbau. Dar ei au început cu schimbarea. Oamenii aceștia s-au temut de Domnul, i-au aruncat o mare frică de Domnul, au adus Domnului o jertfă și au făcut juruință. Și vreau să vă spun că esența pocăinței este frica de Domnul. Mi-aș dori să văd lucrul acesta la toți aceia pe care îi botezăm în apă.
Și trebuie să recunosc că sunt situații în care am botezat în apă persoane la care n-am văzut frică de Domnul. Și în timp lucrurile se vor vedea, dacă a fost sau dacă nu a fost, vor vedea și alții. Dumnezeu știe încă de la început. Noi suntem cei care descoperim pe parcurs. Mă rog, Iona este recuperat din pântecele peștelui, se întoarce în satul lui natal. Mi-l imaginez pe Iona venind cu privirea în pământ și trece o vreme și Dumnezeu vorbește din nou lui Iona. Cred că perioada aceasta a fost o perioadă foarte grea pentru Iona în așteptare. Oare îi mai vorbește Dumnezeu sau nu îi mai vorbește Dumnezeu? Pentru că pentru un om care a fost obișnuit să audă glasul lui Dumnezeu, să primească un mesaj, să-l transmită mai departe, atunci când Dumnezeu aduce peste el o perioadă de tăcere în care nu-i mai vorbește, pentru omul acela vreau să vă spun că perioada aceea este perioada cea mai dificilă. Și cred că Iona s-a aștepta să vadă ce va face Dumnezeu cu el. Atunci când eram la școală, câte unul dintre colegii mei se întâmpla să rămână corigent. Era mare șmecher, dar când îl scotea la tablă, era tămâie. Și rămânea corigent, să zicem, la matematică. Putea să aibă 10 la educație fizică. Putea să aibă 10 la lucru manual sau alte discipline de astea care nu cer multă inteligență. Să aibă 10. Dar dacă la matematică a avut 4, era corigent. Șansa lui ca să continue anul școlar în toamna viitoare cu colegii lui era ca peste vară să participe la un anume program care se chema Corigenț. 2 săptămâni sau 3, nu știu cât era, n-am trecut niciodată pe acolo. Dădea niște examene și nu le dădea la muzică, la istorie, ci le dădea exact la disciplina la care a falimentat. Corigență, în alți termeni, ar fi faliment. Dacă a falimentat la fizică, dădea din nou la fizică. Dacă a falimentat la matematică, dădea la matematică. La proba la care a căzut, la aceea dădea din nou examen. Și atât că pe Iona Dumnezeu îl pune la examen și dă Iona corigența. Vorbește a doua oară și îl trimite din nou la Ninive și îi spune: scoală-te și du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Vă imaginați dumneavoastră, noi oamenii suntem curioși. Iona se va fi întrebat, oare ce vrea Dumnezeu să le spun? Ce mesaj îmi va da Dumnezeu pentru oamenii aceia? Cât îți de răi, oare ce le va spune Dumnezeu? Dar Dumnezeu nu-i spune. Nu-i spune pe loc. Du-te și acolo îți voi spune. Vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona merge a doua oară. Vreau să vă spun că este cea mai surprinzătoare experiență din câte am auzit eu până acum. Chiar și experiența cu peștele mi se pare mai ușor de explicat și de crezut decât experiența pe care Iona o trăiește în Ninive. O cetate foarte mare, nu o să intru acum în detalii, fratele Gigi mi-a oferit câteva detalii, cert este că Iona a ținut acolo cea mai scurtă predică. Nu știu dacă a fost vreodată o predică mai scurtă decât asta, dar cu un impact mai mare decât asta. Când Apostolul Petru a predicat în ziua Cincizecimii în Ierusalim, predica lui Petru a fost mult mai amplă decât predica lui Iona. Și s-au pocăit aproape 3.000 de suflete la Cincizecime. Când Iona a predicat, iată că s-a pocăit o mare parte din cetate. N-aș îndrăzni să spun că s-au pocăit toți. Că a trebuit după aceea împăratul să mai adauge și el și să spună din porunca împăratului și a mai marilor lui, toți să strige către Dumnezeu, toți să se îmbrace în saci, toți să-și pună cenușă sau să șadă în cenușă. Și așa mai departe. Dar cert este că cea mai mare parte a cetății se pocăiește și dați-mi voie să sublinieze încă o dată. Cea mai scurtă predică. Și eu cred că predicatorul de atunci nici nu i-a iubit pe ascultătorii lui. În sinea lui ar fi zis, Doamne, așa să fie, Doamne, așa să fie. Dar s-a dus înainte și a strigat exact ceea ce a spus Dumnezeu. Cât
de important este, dragii mei, să spunem ceea ce căpătăm de la Dumnezeu? Problema noastră, și am spus lucrul acesta în câteva rânduri, problema noastră a predicatorilor, nu mă refer la predicatorii din biserica locală, mă refer la predicatorii din biserica răspândită pe fața pământului. Problema noastră este că, de multe ori, la ceea ce căpătăm de la Domnul, câte o lumină asupra unui text din Biblie, mai adăugăm și noi o grămadă de apă în supa aceasta, ca să o facem să iasă la 50 de minute. Și o grămadă de păreri personale le mai punem și noi acolo și ne întrebăm după aceea, de ce nu funcționează? Păi frate, spune cât ți-a dat Domnul. Dacă Domnul îi dă unui predicator 10 minute să spună, bine ar fi el atâta să spună. Dacă Domnul îi dă predicatorul o oră, bine ar fi el să se ducă o oră. Pentru că ceea ce dă Domnul, aceea are impact. Celelalte, ideile noastre, gândurile noastre, citate de prin poezii, de prin diferiți autori, păreri personale, interpretări, toate astea sunt apă de ploaie adăugată într-o supă care la început era bună. Iona propovăduiește ceea ce îi dă Dumnezeu și se întâmplă o minune. O cetate întreagă, până la urmă, se pocăiește. Spuneam că ultimul care se pocăiește în cartea Iona este prorocul însuși. Capitolul 4, pe care noi nu l-am citit, dar pe care dumneavoastră cunoașteți, cuprinde niște dialoguri între Dumnezeu și Iona. Iona, după ce predică, se duce pe un deal în apropiere și caută cel mai strategic punct ca să vadă bine cetatea. Și trec cele 40 zile și din cauza că ei, ninivenii, s-au pocăit, Dumnezeu schimbă planul. Pentru că pocăința atinge inima lui Dumnezeu și schimbă planul. Iona este foarte dezamăgit și Dumnezeu trebuie să-i dea și prorocului o lecție. Îi dă lecția aceea cu curcubetele, dumneavoastră știți, și în două rânduri îl întreabă Dumnezeu pe Iona, bine faci tu pe te mânii? La prima întrebare Iona pare că nu răspunde, dar la a doua deja era plin de supărare și zice, da, bine fac că mă mânii. Și Dumnezeu îi spune, vezi, ție ți-a păsat de buruiana aceasta, n-ai făcut-o tu să crească, n-ai pus îngrășământ, n-ai dat cu sapa, n-ai făcut nimic. Ea a crescut, e bucurat de umbra ei și când s-a dus, ți-a părut rău de ea. Mie să nu-mi pare rău de sufletele acestea din cetate, care, iată, s-au pocăit, s-au schimbat. Și cartea se încheie cu această precizare pe care o face Dumnezeu. Cu o întrebare provocatoare în fața profetului. Mie să nu fie milă de nimic pe cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor afară de o mulțime de vite? Și la întrebarea aceasta exista un singur răspuns. Cartea aceasta se încheie cu o întrebare pe care Dumnezeu o pune profetului și profetul nu mai răspunde nimic. Eu cred că atunci ne pocăim când încetăm să mai argumentăm cu Dumnezeu. Când Dumnezeu vrea să ne spună ceva, să ne învețe ceva, să îndrepte ceva în viața noastră și noi atât argumentăm și atât dăm vina pe cutare, pe situații, pe vremuri, pe nu știu ce. Și atât argumentăm cu Dumnezeu sau cu cei pe care Dumnezeu îi pune să se ocupe de noi, lucrul ăsta să știți că nu dovedește pocăință. Pocăința începe în momentul în care zici, așa este. Și nu mai ai de adăugat nimic. Dumnezeu are dreptate. Atunci când oamenii se pocăiesc, să știți că Dumnezeu își schimbă planul și îi binecuvântează și are milă de ei. Cert este că pocăința ninivenilor n-a ținut foarte mult. Istoria dovedește că după o vreme, răutatea a izbucnit iarăși între ei, Au avut așa o evoluție foarte puternică, o ridicare foarte puternică pe scena istoriei, au înspăimântat multe cetăți și multe popoare în zona aceea, au stăpânit în zona lor de apogeu, cam teritoriul pe care l-a controlat gruparea aceasta de tristă amintire, ISIS, de tristă amintire, poate că încă mai sunt pe acolo, dar să știți ce au făcut ăștia, ăia de atunci au făcut și mai rău. Rămân la cuvintele acestea și spun încă o dată,
Pocăința are mare preț înaintea lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne și nouă să avem din plin. Vreau să vă spun, nu există o altă cale de îndreptare a tuturor lucrurilor care pot să apară în viața unei biserici locale decât pocăința. Dacă este pocăință, Dumnezeu dă ridicare. Dacă nu este pocăință, lucrurile se duc tot mai jos. Vă invit acum să vă ridicați împreună cu mine în picioare și aș vrea să încheiem cu o rugăciune de mână.